Asta este cel mare. Cu cine seamănă, eu așa cochetă. Mai știi când a picat Alexandra în baltă? Acum câți ani a fost nuntă? Uite-mă la bătut! Fiuuu, ce mică era! Semănat! Exact cu dunga aia așa tăiată. Zic că-i stația libertății. Ninge, ninge! Bună seara România, bună seara București! Este nepotul meu, 3. Da, în care ne dai indicații. Ați înțeles? Ați înțeles? Și apoi să înotăm prin zăpadă până la cabană. Iuhu! Suntem pe pârche. Două bucăți de turtă. Două turtuline. Ciao! Hello! Încep astăzi un nou vlog pentru că sunt pe picior de plecare în România. În sfârșit, după mai bine de 6 luni și jumătate de când am fost acasă, merg și eu acasă în sfârșit. Și zbor acum, de fapt nu acum, mai pe seară un pic, la Cluj, de unde mă vor lua din drum părinții mei, care vin de la Timișoara, pentru că mergem la Bistrița. Da, este foarte complicată săptămâna mea. Mergem la Bistrița la bunicii mei, la părinții tatălui meu și la mătușa mea și unchiul meu. Și asta pentru că și tatăl meu vrea să meargă în vizită la ei și am zis că și eu vreau să merg să-i vizitez, că nu i-am mai văzut de 2 ani. Luni, marți, miercuri merg la serviciu, la biroul din Timișoara, așa că am multe de făcut, plus mi-am făcut și programarea să mă tund. Iar joia viitoare, cu noaptea în cap, vom pleca la Straja, la munte. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că părinții mei au o cabană la Straja și am vorbit de mult timp să mergem acolo la schi și voi merge cu mama mea, poate cu fratele meu dacă vine, cu Anet, prietena mea, vine și ea să schieze și nu știu cine se mai alătură, dar va fi super fain. Unde vom sta până duminică, pe dimineață, pentru că seara am avionul spre Londra, înapoi. Deci vor fi aproape 10 zile, da, cam 10 zile pline, 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 dar sunt foarte, foarte entuziasmată și foarte fericită că merg acasă și mă voi întâlni cu toată lumea și va fi super. Iar zilele acestea am tras foarte, foarte tare de mine să fac albume foto, am primit în sfârșit pozele de la nuntă. Le-am primit foarte târziu, abia vinerea trecută și eu am vrut neapărat să fac niște albume pentru părinți, pentru părinții mei, pentru familia lui Horia, pentru bunicii mei să vadă pozele și pentru frații noștri și pentru domnișoarele de onoare. Și da, am tras foarte tare pentru că din 1200 de poze primite a trebuit să aleg, vă dați seama, pentru fiecare persoană sau familie în parte, care ar fi mai specifice pentru ei. Apoi mi-am bătut foarte mult capul să găsesc o posibilitate să le developez, pentru că ori era foarte, foarte scump să le developez de pe o zi pe alta sau de pe 2-3 zile pe alta, ori nu veneau în timp. Așa că luni seara am reușit să le comand de pe photobox.co.uk sau .com, nu mai știu exact, și miercuri au și venit, miercuri pe la prânz au și venit, iar ieri noapte vă dați seama că am stat până dimineață să le pun în albume, m-a ajutat și Horia și acum sunt liniștită că le-am rezolvat pe toate și sunt foarte mândră de mine că nu m-am dat bătută. Că Horia îmi tot zicea, lasă-le, că le comanzi după aia și le trimiți prin poștă și o fi bine. Zic, nu, acum trebuie să le fac pentru că vreau să le văd expresia feței când se uită la poze și dacă le las, dacă le amân pe mai încolo, poate nu o să le mai fac. Așa că, da, sunt mândră că am reușit. Dar când mă întorc vreau să fac un album și pentru noi și sper să nu amân prea mult treaba asta pentru că știți cum este, uiți de ele și nu le mai faci veci pururi. Mă încalț și am plecat spre aeroport și probabil că ne vom auzi mâine pe la Bistrița. Hello! Hello! Na, ciao! Suntem la mătușa mea, Dina, care a pregătit un ospăț pentru noi. Este doar primul fel. Avem cartaboș și salam și piftie și cașcaval și șnițele și chiftele și maică-mea.
Mereu. Unde stai, Ceca? Undeva. Ceau, Tușa, vezi că apar pe YouTube. Asta e filmată? Da. O să apar pe YouTube. No, nu, că nu suntem așa. Seamănă sora lui tati cu tati. Hello. Seamănă. Ce am vrut să zic? Am făcut 3 tipuri de albume. Unul mare pentru părinți și bunici. Unele mai micuțe pentru frați, fratele meu și fratele lui Horia. Și am făcut 4 pentru domnișoarele de onoare, din acestea cu bridesmaid memories. Hai să vi le arăt pe fiecare un pic. Asta este cel mare. Și am printat pozele și le-am lipit aici cu niște colțuri, de fapt, ca să se poată detașa. Și sunt pagini în acestea așa de scrapbooking, pe care pur și simplu am lipit colțulețele și am pus pozele. Sunt cu Horia când se pregătea, cu băieții, apoi cu fetele mele, cu șampania. Da, cei drept nu stau foarte bine pozele aici în colțuri, pentru că n-am avut destule colțuri să pun în 4. Atunci ar fi stat mult mai bine, da, e ok. Astea mici pentru frați sunt un pic diferite. Sunt cu pușculițe din acestea în care se bagă pozele. Iar cele pentru domnișoare de onoare sunt tot așa cu poze lipite și cu pagina asta între ca să nu se lipească pozele. Bineînțeles, le-am pus să fie așa mai specifice pentru fiecare, unde apare fiecare mai mult. Da, super drăguț. Dacă vă întrebați vreodată cu cine seamănă eu așa cochetă, cu mătușa mea de la Bistrița, pentru că din partea mamei nu suntem așa cocheți. Da, așa este. Tușa mea. Eu sunt totdeauna și ea seamănă cu mine și cu Tușa. Cu natalu mami. Da, da. Sunt cochetă. Cochetele. Mai știi când a picat Alexandra în baltă? Ce baltă? Nu mai știi că ai picat cu fața cumva în baltă? Da? Serios, unde? Aia. Nici aia nu mai țin minte cât mi s-a șters. Era aici un cuțuțu, era un leagăn. Da? Păi da, și bineînțeles că doar... Eram de servici la îngrijirea copiilor. Da. Tu ai fost de servici atunci. Și așa bine? Era. Ne-ai îngrijit. Era îngrijit de prâzne din ea. Te uitai într-o pană bine. Eram cam împiedicată, ce drept. Când era Alexandra prin clasa 4-a, 5-a, mami îi vreau o pereche de șlapi, de piele, dar cu între deget, așa, știi? Și îmi zimea Alexandra, mă, ești cam împiedicată, mami, nu, muncă, nu. Mami, nu și nu, pe aia vreau, roșii. Nu, erau albi. Și după aia ți-a dat roșii. A, dar nu mai știu. Dar în orice caz, când am ieșit afară, primul lucru s-a împiedicat și iar. Păi ai copii, ce să-ți fac? Tu da, bine că nu ți-ai rupt-o și m-am dus înapoi și i-am schimbat. Da, și tu da roșii și nu i-am mai purtat. Deci era o garanție. Da. Bună. Hai, ceau. Ceau, bunu. Ceau, taică. Ceau, bună. Ceau, Tușa. Ceau, Claudiu. Ceau. Pa, pa. Ba da, hai. Noroc. Noroc. Sănătate și virtute. Îți plac pozele? Păi eu nu plac. Pe nici să nu. Cum să nu-ți plac? Care de dunță? Da, nepoata ta. Da, da, din Belgia. Așa. Din Luxemburg, din Germania. Culorele ai? Din Germania și Belgia. Din Tenerife. Acum câți ani a fost nunta? Chiar mică, în ce am văzut? Că uite pe Clau. Da, uite ce fain e asta. Mai uite. Păi, unde era mici? 5-8 sau 5-7? Da! Uite, mă! 59. Uite, și pe mine în America. 58 a fost. Dă-o în poate acolo. Ne. Te cunoști?
Numai 10 ani diferență. Uite, la nuntă, da? La mami și la tati. Diferent. Fix în 29 august. Ce drăguță era. Chiar la nuntă, la tata. Ce fain. Un curaluca mică, așa-i? Da. Doamne. Uite, încă una când era mică. Nu mai știu ce am fost la mare. Nu, pe aici aș poate nici nu le cunosc, nu știu și nici. La nuntă, la Dina. Unde? Uite. Da. Da, cine e aici? Cine e aici? Cine? Uite, pe grămadă de drum. Mătușa Livia. Ah, ok. Uite pe grămadă de grâu. Unde, unde eram aici, maică? Da. Ce, voi erați? Da. A, da, ca să vei la urat. La corabe. Aici când s-o măritat. Da. Mică ta. Cu mușamalele alea pe masă. Dar nu recunosc mobilă. Nu, ta lui mamă ta. Uite-mă la botez. Iui, ce mică era. Cu da. Bunicii. Tataia, nu a fost la botezul meu? Și fost, eu aici. Nu a fost? Ce fost? Da, să ne-ai poză. Cu mica, cu mine, la dună. Nu, tata n-a fost la botezul tău. Uite, bună. Uite, plec la bună. Da. Vezi că s-a întors moda. Se întoarce da. Moda. Da, ce țară. Mamă mia, ce tineri. 20 de ani. Acum 60 și un pic de ani. Ai poza aia. Aia. E super asemănătoare. Adică da. Eu am avut la nunțe și exact cu dunga aia așa tăiată. Da. Hai. Și aici ce-a făcut ăla cu un dedicul pe aparat? Cred. E al mumu! Vai, ce tare! Uai, ce tare, uai, ce tare! Da! Iau, și eu te iubesc! Uai, ai ales tu câteva poze? Da! Vai, vai, ce fain! Nu cred! Le-am pus așa în ordine cronologică. Da, 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 pe măsura întâmplărilor. Da. Vai, ce fain! Vai, ce fain se văd! Mm-hmm. Foarte fain se văd! Ha, ce fain se vede Aneta aici! Da! Zic că e Stația Libertății! Ce fai! Uite aici. Cururi. Nice! Cururi de bridesmaids. Da. Nici nu se vedea prin ele. Vai, ce faină poza asta. Foarte faină. Ai zis că sufăr, dar nu știu de ce. Sufăr. Nu sufăr. Ce tare. Uite pe ala. Ah, ce faină. Vă chicoteați cu rochea mea de mireasă. Da, da. Doamne, ce faină e. Vai, ce faină sunt pozele. Și asta, dar asta eu n-am văzut-o. Nu? Nu. Acolo. Dar mi-ai dat un link? Da, sunt toate pozele acolo. Da? Mm-hmm. Da, deci poza asta este, se potrivește da, perfect. Ochelarii cu ochelarii cu rochea. Păi, dar lumea nu știa că tocurile se potrivesc. Da, tocurile se potrivesc, da, da. Iau, ce faine. Doamne. Cu craci. Aici prezentam. Mă, după aia am stat și m-am gândit că trebuia să vă pun să beți, să vă îmbătați. Este marți. Îmi pregătesc să merg la lucru și v-am să vă arăt că a nins. A nins azi noapte și încă ninge. Oare se văd fulgușorii? Da? Se vede, nu? Ninge, ninge, babele se plinge. Merg la lucru, mă duce mămica mea. Dar înainte merg să-mi trag sânge pentru analize. Și diseară merg să mă tund. Și apoi mergem la cină la fratele meu. Așa că o să veniți cu mine. Ieri n-am filmat deloc. Am fost la lucru și după ce am fost seara la fratele meu. Dar n-am avut camera cu mine. Și acum astăzi vă iau cu mine. Să vedeți și cum mă tund și cum ne distrăm. Iuhu! Unde ești? Uite. Alo! Alo!
Hai, da, lasă. Servici. Da. Păi mergem la Cuba prima dată, nu? Da. Mai atât la analize. Hello. Trebuie să documentăm că am venit și eu la cină, la fratele meu. Prima și... cină la fratele tău. Și prietena mea, Ala. Domnișoara mea de onoare. Ce prima oară când mă vedeți așa tunsă. Bună seara, România, bună seara, București. Bună seara, Timișoara. Bună seara, Timișoara. Lipsește Anglia. Lipsește Horică. Și tunsă și blogă. Și ar fi fost da. Formația. Dar la Budapesta pe 23-24 mai. Da. O să ne întâlnim cu toții. Mai un pic. Ne răutele timp de cină. Hai, ziceți rugăciunea. Hai, ceapa. Poftă bună. Hai, bisul. 3. Hai, da. Ține-te. Este nepotul meu, 3. Se numește 3. 3. Și are cont de Instagram. Vă rog să mergeți să îl urmăriți. Pentru că mămica lui Ala suferă că nu are decât 100 nu știu câți de abonați. Mai leneși de atât poți fi, mă, pisicule. Hello! Am 2 minute cât stau la roșu la un semafor. Este următoarea zi după ce am fost la cină la fratele meu. Voiam doar să vă zic ceau, să vă mai dau așa un mic update. Pentru că n-am mai apucat să povestesc cu voi. Am fost la serviciu, am primit multe complimente peste tot pentru noua mea frizură. Sunt foarte încântată de ea, îmi place foarte mult. Acum, pe seară, mi-am pus și jerseiul ăștia mai mare, așa să fie mai modernă. Mă îndrept spre un control ginecologic și apoi mă întâlnesc cu prietena mea, Andreiuța. Mergem să păpăm ceva bun, să stăm la povești ca fetele. Și mâine, deja sunt în concediu, este miercuri, joi și vineri mi-am luat concediu și mâine dimineață plecăm la straja, la munte și o să ningă și o să fie viscol. Din câte zice la prognoză, joi și vineri va fi un pic de viscol, dar va fi ok. Totuși vom schia și s-a făcut verde și trebuie să plec. Așa că ne auzim în curând. Bye! Gata, am terminat cu consultația la ginecolog, s-a și înserat între timp și vreau să vă spun și să vă pun câteva poze, că le-am făcut cu telefonul, că m-a impresionat foarte mult că la clinica Medicis, aici unde am fost, în Timișoara, au în zona de recepție și de așteptare o mică librărie. N-am mai văzut asta niciodată, să fie o zonă de așteptare atât de mare, cu fotolii, cu mese și cu rafturi cu cărți de jur împrejur. Și pe lângă că poți să le citești, să le răsfoiești în timp ce aștepți la doctor, le poți și cumpăra dacă îți dorești să le iei acasă. Iar pe drum spre ieșire, cu colțul ochiului, am zărit această carte, Doctorul Au Mă Doare. Este cartea copilăriei mele, îmi amintesc cu mare, mare drag de ea, de când eram mică, atât de mult o răsfoiam. Stați să vă arăt un pic din ea. Așa arată coperta. S-ar putea să o țineți minte dacă ați avut-o când erați mici. Așa arată ilustrațiile și povestea. Nu mai știu exact povestea, nu mai mi-amintesc, dar o voi citi zilele acestea și cu siguranță îmi voi aduce aminte de poveste. Și am luat-o cu gândul că o voi citi copiilor mei. Nu știu dacă este prea cheesy, dar nu m-am putut abține, a fost doar 33 de lei și am luat-o. Ui, ce drăguț! Uai, ce amintiri mi-aduce! Abia aștept să o răsfoiesc mai bine. Nu să spas, nu vă arăt nimic! Uitați, hai că ești tu deja! Aneța a apucat de fashion și am cumpărat niște pattern-uri să-și facă haine. Da! Da, nu mai cumpăr nici o bucată. Ale! Asta e pozele mele, una dintre pozele mele preferate. Da, în care ne dai indicații. Ați înțeles? Ați înțeles? Repetați după mine! Hai că n-am făcut așa! Nu fi porchis, odată o trebuie să vă zic. A, deci acum pe noi ne faci deștepte. Am înțeles. Ați înțeles din prima dată. Oricum e o senzație poza și fețele noastre. Da, așa, concentrate. Uai. Doamne.
isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Suntem pe drumul spre Straja și până aici n-a fost pentru că este prea zăpadă pe jos. Și acum încearcă să pună niște lânculețe, să vedem dacă urcăm până sus. Și e frumos! Ninge! Ninge super fain! Mai jos ploua. Și acum ninge aici. Ce frumos, ce frumos, ce frumos, ce frumos! Mâncăm un mic dejun ca la munte. Iuhu! Iuhu! Este următoarea zi și în sfârșit suntem gata să ieșim la schi. Dar este o nebunie și o zăpadă afară. Așa că vedeți, e zăpada până în geam. Și încă ninge și bate vântul. Așa că să vedem cât ne simba la marele să stăm în aceste condiții străine. Dar va fi fain. Este zăpada super mare și afânată. Și vom merge la schi. Iar am ajuns într-un final la cabană cu mici peripeții pentru că lanțurile pe care le aveam s-au rupt și a trebuit să ne întoarcem din la jumătatea drumului și să așteptăm un microbus care să ne aducă până sus și apoi să înotăm prin zăpadă până la cabană. Dar a fost ok până la urmă și toată seara n-am făcut nimic decât am stat să ne încălzim pentru că cabana nefiind locuită i-a luat ceva timp până s-a încălzit, dar a fost bine, am dormit până la 12, am dormit tun și acum suntem pregătiți de schi și o să vă iau cu mine și voi filma cu Goi, cu GoPro-ul. Să văd ce reușesc să filmez, că nu mai știu cum se folosește. N-am mai folosit-o de mult. Dar hai să vedem. Camera asta mare nu o să iau cu mine, că mi-e teamă să n-o stric. Da, na, haideți. Iuhu! Suntem pe pârtie. A doua tură. A doua tură a fost mai grea până ne-am încălzit. Ninge de numă. Și ochelarii ăștia nu fac față. Mi se abură și mi se... umplu de zăpadă, așa că merg așa, pe vâzbuite, pe pipăite. Dar e fain, nu e foarte fric, doar bate vântul și ninge. Și e multă lume, că este weekendul prelungit. Multă lume are concediu și au venit la schi. La Straja? Super fain, la schi Straja. La stațiunea unde am copilărit fiecare an. Câte două săptămâni cel puțin. Foarte fain. Doamna, maică-mea în acțiune! Hai, doamnă! Bravo! M-ai luat? Te-am luat! Hai, bine! Hai! Mă mai e o dată mai de jos? Da, hai că o iau înainte! Da! Hai, dă-te mare cu o căzătură! Wow! Super! Iuhu! Hello! Hello! Ne ninge! Pe petele scaun, nu știu ce vedeți. Tuțuri! Ce vedeți. Două bucăți de tuțuri! Două turțuline! Ia uite ce munins pe cap! Uite cum sunt toți copacii plini, plini, plini de zăpadă și ninge în continuare! Și s-au făcut foarte multe schimbări aici la Straja. De 2 ani de când am fost pozitive. Eu. Da. Era telescaunul ăsta, dar teleschiul ăsta de aici de lângă nu era. Și telescaunul acela, unde se văd oamenii mulți, nu era. Deci, da. Progresăm foarte mult anual. În județul Hunedoara, nu? Mm-hmm. Deasupra de Lupeni. Vă invit la Straja. Zici că fac reclamă la stațiune. De stațiunea mea de suflet, că aici vin de
de la 5 ani. Da, dacă cineva vede de aici, de la Montana sau de la Straja, acest videoclip, da, vă rog, abonament gratis. Să ne dea niște royalități. Da, 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 da. Hai, Anetski! Hai că te filmez! Bravo! Hopa! You did it! Gata! A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. Hey, you. And it's snowing, it's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with people that pass me by. I share a laugh that gives me joy, that everyone's having a good, good time. Auzat de gogoș, de langoș. Nu știu ce filmezi. Oh! Invers. Așa, să reluăm. Pauza de gogoș. Și de langoș cu usturoi. Și de langoș cu usturoi. Hai mai încă, Anet. Hai, dragă! Nu, chiar nu. Bine, am mâncat bine dimineața. Hai, mâncă. Să te filmez. Iuhu! Acum ne dăm pe sub telegondola o tură. Telegondola. Să vedem cum o fi. Fratele meu în acțiune. It's the time of year, winter wonderland. A winter wonderland. It's the time of year. Uite și pe doamna moldovan, haideți. Cum ai luat locul 3 din 1 la Cupa Veteranilor? Acum 1000 de ani. Nu 1000 de ani, acum vreo 10. 15, 12, 15. 13 ani. A concurat singură și a ieșit pe locul 3. Da, din păcate. Deci, căci că între timp au mai venit și altele la aceeași categorie și le-au băgat. Păi deci, bare dacă m-am băgat și mine Romania. Pe 2, acceptam mai bine, dar așa pe 3. Pe 3. Da. Măcar era din mai multe sau din 3? Păi numai 3 concurente erau la categoria mea. Nașpa. Na. Asta este. Și așa. Hai. Bine că m-au băgat și acolo. Că putea să nu... Da. Hai înainte în ceață. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've got you. Deci să pup pe mama fata ei. Hai. Suca lui mama. Suca lui mama. Că le place la fete. Hai, fetele. Hai, ne vedem jos. Hai. Da. Aolo, mi s-au hai, Anetski. Hai, așa, bravo. Woohoo! Bravo, bravo, bravo. Hai, maică mea. Hai, du-te, că vin și eu. Maica mea mai rămâne. Norocoasa. Eu mâine zbor înapoi. De bine, azi e mai cald pe ieri. Da.
It's the one and only Ego Gabu Jing. You both motherfuckers! You don't remember what you think of me. Club Aviator! Ce varză curată. Rață cu varză. Nu varză curată. Mai multă varză sau mai multă rață? Nu, mai multă rață îi. Ia mai. Da, o să gata, vacanța! Suntem pe telegondolo. Mergem în jos, spre mașină. În prima zi de soare. Cristi, da. Bineînțeles că astăzi e soare și frumos. Și ieri și alaltă ieri a fost numai înnorat și ceață de plină. Dar ați văzut filmurile dinainte. Mami și Cristi s-au dus cu schiurile în jos. Dar mami mai rămâne încă câteva zile singurică la cabană. Se descurcă ea. Și eu sunt răcită cobză. N-am mai fost răcită așa, cred că de 7 ani. Nu știu ce s-a întâmplat. Cred că am inhalat prea mult aer rece. Aseară am avut febră, frisoane, dureri de cap, amețeli, de gât, de toate. Și acum mă mai doare capul și gâtul. Dar e un pic mai bine. Și încercăm să ajungem cât de repede putem la Timișoara, să-mi fac și eu un duș. Și plec la aeroport, căci la 8 fără un sfert seara am avionașul spre Londra. Deci e gata, este jurul meu și voi încheia aici acest vlog. Hai să facem poze. Da. Și gata, ne vedem data viitoare. Sper că v-ați distrat alături de noi. Și ne vedem în următorul video. Bye! Say bye! Bye. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me.